Captură impresionantă de substanțe narcotice. Oamenii legii au confiscat 5,5 kg de droguri sintetice și 1 kg de marihuana în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Patru bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 31 de ani au fost reținuți fiind bănuiți de comercializarea drogurilor. Aceștia ar fi vândut stupefiantele în municipiul Bălți și în raioanele de nord ale țării prin intermediul magazinelor online. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților au fost confiscate cele peste 6 kg de droguri, 8 telefoane mobile și mai multe cartele SIM. De asemenea, oamenii legii au mai depistat 32.000 de lei și 50 de euro, cântare electronice și un aparat artizanal pentru consumul de droguri. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă până la 15 ani de închisoare.